E o bucurie imensă să porți în suflet în mod profund această siguranță că ești copilul lui Dumnezeu și El în calitate de tată te iubește, te protejează și te binecuvintează. Oamenii se plâng de singurătate, de frică, de îngrijorare și totuși la un pas este Dumnezeu care așteaptă pe fiecare om să-i ofere liniște sufletească și mântuire. E bine că suntem aici în această ultimă zi din an și așa cum vă spun în fiecare an în serviciul acesta, este singurul serviciu în care nu avem o oră de încheiere. Asta nu înseamnă că vom sta prea mult aici, înseamnă doar că o să avem o predică și apoi o să facem o rugăciune de încheiere, iar după rugăciune o să facem un anunț. De aceea vă rugăm frumos să așteptați să-l auziți. Aș vrea să citesc un singur verset din Scriptură, din ceea ce Cornilescu a numit pilda comorii ascunse și a mărgăritarului. Asta înseamnă Matei 13, versetul 44. Matei 13, versetul cu numărul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Suntem bucuroși în seara aceasta, gândindu-ne la faptul că de-a lungul vieții noastre am trecut dintr-un an în altul cu aceeași stare de emoție, bucuroși că Dumnezeu ne-a ținut în viață, că ne-a purtat de grijă, că ne-a dat tot ce am avut nevoie și în seara aceasta istoria se repetă. Suntem din nou aici, medităm la cele 365 de zile care s-au scurs. Probabil că și dumneavoastră, ca și mine, aveți anumite regrete pentru lucruri nefăcute sau pentru lucruri făcute rău. Noi suntem oameni muritori și doar în mintea noastră suntem perfecți. În realitate suntem oameni imperfecți. Această imperfecțiune se ține după noi de când ne naștem până murim. Ea nu trebuie folosită ca o justificare pentru permisivitățile noastre sau pentru scăpări, ci doar este un adevăr al naturii noastre în care trăim. Am cântat cântările Domnului, am ascultat deja o predică în limba engleză, ne-am rugat de câteva ori și acum, înainte să ne despărțim, aș vrea să rostesc predica aceasta. Este una dintre cele mai scurte pilde din Scriptură, un singur verset. Prima și ultima zi dintr-un an, probabil că sunt cele mai importante și cele mai influente, prin faptul că în prima zi ai o viziune și 365 de zile să o împlinești. Iar în ultima zi ai o evaluare și o lecție de viață. În ianuarie am avut o viziune și 365 de zile. Ele toate au trecut și astăzi suntem în ultima zi. Avem o evaluare și o lecție de viață. Care credeți că pentru dumneavoastră personal este lecția de viață de astăzi? O lecție care, practic, se constituie în concluzia celor 365 de zile pe care noi le-am trăit înaintea lui Dumnezeu. Revenind la pilda comorii ascunse, vreau să fac câteva afirmații și prima dintre ele este să vă spun că pilda aceasta este cea de-a cincea dintre cele șapte care sunt în Matei 13. Ele toate vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, care a fost anunțată, care a sosit și care trebuie acceptată de fiecare om muritor. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu este mântuire, este iertare de păcat și este viață veșnică. Toate acțiunile noastre sunt determinate de interese personale. Mântuirea este cel mai înalt interes pe care un om îl poate avea, să trăiască veșnic și să nu meargă în iad.
De aceea mântuirea este soluția lui Dumnezeu, cea mai bună veste spusă oamenilor vreodată, care înseamnă anularea pedepsei de a merge în iad, pedeapsă care vine în urma păcatelor pe care oamenii le-au făcut, păcate care ofensează sfințenia lui Dumnezeu. Aceste 7 pilde care se regăsesc în capitolul 13 au fiecare dintre ele, deși vorbesc despre același lucru la modul general, dar în mod specific au o subtemă. De pildă, pilda semănătorului prezintă faptul că oamenii vor reacționa diferit la împărăția lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de cele câteva categorii de pământ? Sămânța a fost aceeași, dar pământul fiind diferit, a făcut ca sămânța să crească sau să nu crească. Asta este ideea pildei semănătorului. Oamenii vor reacționa diferit. Lângă dumneata s-ar putea să fie cineva care plânge în seara asta și dumneata nu simți nimic. Sau cineva care râde și dumneata nu simți nimic. Nu toți oamenii simt același lucru implicați în aceeași experiență. Pentru că trecutul meu nu se aseamănă cu trecutul niciunuia dintre dumneavoastră. Lucrurile care mă bucură sau care mă întristează pe mine în această seară s-ar putea să nu se regăsească în nicio altă inimă. De aceea oamenii reacționează diferit la mesajul lui Dumnezeu din Scriptură. Apoi, pilda neghinei accentuează faptul că diavolul va încerca să întoarcă înapoi pe oamenii care au dat curs chemării Evangheliei. Asta înseamnă că nu toți oamenii care se pocăiesc vor muri pocăiți. Unii dintre ei, pe drum, sub presiunea multor factori, vor cădea și se vor opri. Asta nu se întâmplă numai în legătură cu pocăința, se întâmplă în legătură cu orice experiență umană. Nu toți oamenii care merg la o școală termină școala. Nu toți oamenii care se apucă de un lucru îl termină. Este specific nouă oamenilor să ne apucăm de un lucru și nu întotdeauna să-l terminăm. Apoi, pilda grăuntelui de muștar și a aluatului explică faptul că rezultatele extraordinare ale împărăției lui Dumnezeu în viața unui om nu țin neapărat de mărimea pe care oamenii o evaluează drept mărime. Cât de mare este o grăunte de muștar? Și totuși, în Scriptură este prezentat ca ceva ce va domina. În sfârșit, pilda pe care eu vreau să o citesc sau să o explic puțin în această seară, pilda comorii ascunse, explică faptul că pentru a deveni membru al împărăției lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie să plătești cu tot ce ai și cu tot ce ești. Aceasta este condiția. Nu poți să devii un membru al împărăției lui Dumnezeu dacă nu plătești tot ce ai. Asta este condiția. Dacă cineva își propune să oprească totuși ceva, atunci se va întâmpla ce i s-a întâmplat Ananie și Safira. Va muri și nu va avea împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cât am eu și așteaptă ca să renunț la tot ce am pentru a pune mâna pe împărăție. Aș vrea să spun câteva cuvinte de introducere cu rol de explicație cu privire la pilda aceasta. Nu e deloc un secret pentru nimeni că în vremea aceea cu 2000 de ani în urmă, oamenii își țineau resursele, bijuteriile, banii, în alt mod decât îi ținem noi astăzi. Astăzi există bănci, există seifuri, există tot felul de metode contemporane și sigure care ne garantează bijuteriile și banii pe care noi îi avem pentru ca să îi păstreze. În vremea aceea însă nu era la fel. Nu existau sisteme de protecție și siguranță. Sistemele de ordine și de pază care funcționează astăzi nu existau atunci. Erau foarte mulți hoți care prădau casele oamenilor bogați. Existau foarte multe războaie, foarte mult jaf, foarte multă cotropire. E bine, din toate aceste motive, oamenii bogați aveau o foarte mare problemă. Unde să-și țină banii? Cel mai sigur loc era să-i îngroape în pământ. Se întâmpla uneori că omul bogat care și-a îngropat banii în pământ murea. Și nu spusese nimănui, evident, că dacă mai știe încă cineva de un secret, nu mai e secret. Și odată cu omul care murea, murea și secretul. Și banii rămâneau îngropați acolo. Se întâmpla că uneori, datorită muncii câmpului sau pentru alte activități casnice,
cineva descoperea comoara ascunsă acolo și se pricopsea. Este exact pilda din această seară. Așa s-a dezvoltat mitul comorilor ascunse. Comoara lui Solomon, comoara lui Decebal, comoara lui Bunicu. Toți oamenii caută prin pământ comori, în speranța că vor găsi ceva. Și unii chiar găsesc. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus folosește această imagine obișnuită în viața ascultătorilor săi și, plecând de la scenariul acesta, el spune următorul lucru. Un om sărac lucra cu ziua pe pământul unui om bogat. În timp ce el lucra pământul, a găsit comoara ascunsă în pământ. Potrivit legii timpului, el nu avea dreptul să ia comoara aceea. Aparținea stăpânului, chiar dacă stăpânul proprietății nu știa de prezența comorii ascunsă în pământ. De aceea, omul acesta vinde absolut tot ce are și cu banii aceștia se duce și cumpără pământul. Nu uitați, el n-a cumpărat comoara, el a cumpărat pământul. Iar în pământ era ascunsă comoara. În felul acesta el devine bogat. Bogat și fericit. Câți oameni de pe pământ ajung bogați în felul ăsta? Cu siguranță nu mulți. Care sunt elementele pildei? După cum este ușor de observat, întâlnim câteva elemente. Împărăția lui Dumnezeu, comoara care este ascunsă, țarina, adică pământul, proprietatea în care era ascunsă comoara și omul care a găsit-o. În istoria predicării de aproximativ 2000 de ani, această pildă a fost interpretată în multe feluri. Două feluri au devenit mai proeminente. Primul dintre ele, comoara este împărăția lui Dumnezeu, adusă pe pământ între oameni și persoana care o găsește renunță la tot ce avea înainte de a o găsi și ia comoara. Cu alte cuvinte, nu poți avea comoara decât dacă nu renunți la tot ce ai avut înainte de a vedea comoara. A doua explicație este tocmai invers. Comoara este omul, el este ascuns în țărână și Mântuitorul Hristos renunță la cer, vine pe pământ și îl mântuiește pe om. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră, ca și mine, credeți prima explicație, adică interpretați pasajul acesta din Scriptură în acest fel. Felul în care Mântuitorul Iisus Hristos prezintă această pildă ne ajută să înțelegem câteva lucruri. Primul dintre ele, împărăția lui Dumnezeu este asemenea unei comori foarte mari. Ce vrea Hristos să spună prin pilda asta este că împărăția lui Dumnezeu nu-i ceva care are nevoie de compasiunea noastră, de acceptul nostru, de confirmarea noastră, de apărarea noastră. Știți ce? Hai să apărăm Biblia, hai să apărăm biserica, hai să apărăm împărăția lui Dumnezeu. Oameni dragi, aceasta este o idee omenească, dar noi nu putem în niciun fel să apărăm împărăția lui Dumnezeu și nici Biblia și nici creștinismul și nici biserica și aceste lucruri nici nu au nevoie să fie apărate de noi. Ele sunt apărate de cineva care într-adevăr poate să le apere, adică de Dumnezeu, de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Domnului. Comoara este Domnul Iisus Hristos pentru că El este manifestarea împărăției lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Matei 12. Dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi, spunea Hristos. Apoi, comora împărăției este ascunsă într-o țarină, ea nu este vizibilă. De aceea, țarina este Israel, este cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin profeți. Al treilea lucru, un om găsește comoara împărăției lui Dumnezeu, o cumpără cu prețul la tot ce a avut el de la naștere până la momentul respectiv. Întotdeauna condiția aceasta se repetă. Nu poți avea comoara decât dacă renunți la tot ce ai avut tu până atunci. Și cu prețul renunțării acesteia achiziționezi comoara, adică mântuirea, viața veșnică, cerul. Vânzarea la tot ce ai avut până atunci îți dă potențialitatea, îți dă capacitatea, îți dă resursele să primești, să cumperi comoara aceasta. Care este aplicația pildei și de ce eu o spun în ultima zi din an?
O spun în ultima zi din an, pentru că vreau să vă spun următorul lucru. Felul în care noi am trăit în acest an, 365 de zile, pune în evidență măsura în care comoara este prezentă în viața noastră. Dacă nu am renunțat la toate celelalte lucruri pentru ca să avem comoara, înseamnă că nu avem. Dacă am renunțat la toate lucrurile celelalte pentru ca să avem comoara, Pavel spune același lucru cu alte cuvinte atunci când zice: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și începe să spună variante de a păcătui: adulter, hoție, violență, păcate făcute cu gura și tot felul de alte lucruri. Ei bine, nu poți să ai comoara aceasta dacă nu renunți la aceste lucruri. Iar renunțarea nu se face cu resurse omenești. Dumnezeu îl ajută pe omul care se pocăiește să-și trăiască pocăința. De aceea, aplicând pilda aceasta, vreau să spun 3 sau 4 lucruri care probabil ne vor ajuta să ne dăm seama, din punct de vedere al comorii, acesta a fost un an pierdut sau un an câștigat? Din punct de vedere al vânzării lucrurilor personale, ceea ce aveam noi în firea noastră de oameni păcătoși, vinovați, slabi? Noi spunem că omul este supus greșelii. Aceasta este o formulare destul de elegantă. Biblia ne spune același lucru, dar mai pe șleau, adică mai direct. Omul e o ființă păcătoasă. Și Pavel spune: toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Acesta e un adevăr universal. De aceea avem nevoie de comoară. Și nu o putem avea dacă nu renunțăm la lucrurile care o desființează. O face nenecesară. Ca să avem comoara și să o putem păstra, ea să fie folositoare pentru noi, noi trebuie să renunțăm la toate lucrurile pe care le-am făcut în starea noastră de oameni păcătoși și să primim comoara pentru a fi mântuiți. Haideți să ne uităm la 3 sau 4 lucruri. Primul dintre ele: omul care găsește comoara o păstrează. Aduceți-vă aminte, muncitorul acesta a găsit-o și a dat seama ce valoare e acolo, a acoperit-o din nou cu pământ și și-a făcut un plan. Trebuie să cumpăr pământul ăsta și atunci comoara va deveni a mea. Dar cine a mai știut de planul ăsta? Nimeni. Care este primul caracter? Caracterul personal. Întotdeauna când vorbim despre această mântuire a lui Dumnezeu, care în fiecare an se manifestă progresiv, odată cu trecerea anilor, cu achiziționarea experienței și, mai pe românește spus, odată cu îmbătrânirea. Caracterul personal este faptul că lucrurile legate de suflet, de mântuire, nu-s problema nici a soției mele, nici a șefului meu, nici a primarului, nici a domnului Biden, a absolut nimănui. Sufletul meu e problema mea personală. Eu, numai eu hotărăsc dacă mă pocăiesc sau nu, dacă mă rog sau nu, dacă manifest credința sau nu. Toate lucrurile în legătură cu mântuirea sufletului sunt cu caracter personal. Observați că ceea ce face acest om este doar între el și el. Nu știe nimeni. Mântuirea are caracter personal. Lucrurile sfinte sunt problema fiecărui muritor. De aceea Dumnezeu permite unui om să nu se pocăiască și îi permite să meargă în iad pentru că nu a acceptat să îi se ierte păcatele. Pur și simplu Dumnezeu îl lasă pe om să meargă în iad dacă el alege să meargă acolo. Și primește căința unui om și îl iartă de păcat dacă un om alege să se pocăiască pentru ca să fie iertat și să primească comoara, viața, mântuirea, eternitatea. Întotdeauna când aveți intenția să faceți ceva în legătură cu propriul suflet, nu trebuie să vă lăsați induși în eroare, nu trebuie să vă lăsați descurajați de oameni care cunosc sau nu cunosc fenomenul luat în discuție și pur și simplu își dau cu părerea, spunând: bă, dar ce cauți și tu acolo? Probabil că el nu știe ce e acolo, dar vrea să te oprească și pe dumneata să te duci acolo. Mântuirea e o chestiune personală.
Nu trebuie să confirme soțul dacă te pocăiești sau nu. Și nici soția, și nici copiii, și nici părinții. Nimeni nu trebuie să confirme dacă eu beau apă, dacă eu mănânc, dacă eu dorm. Lucrurile esențiale pentru viața mea sunt problema mea. Eu hotărăsc dacă mă pocăiesc sau nu. Nu trebuie să cer voie nimănui. Ca să respir, nu trebuie să cer voie nimănui. E viața mea. Acesta este un caracter personal. De aceea, felul în care noi am gestionat această comoară în acest an vorbește despre mântuirea noastră sau despre absența acesteia. Încă un lucru pe care vreau să-l pun în evidență. Nu are nicio importanță ce știu alții. Are importanță ce știm noi. De ce? Uitați ce spune Scriptura. Felul în care trăiește un om este în funcție de ceea ce el știe. Este în funcție de ceea ce el știe. Când a renunțat el la tot ca să primească comoara? În momentul în care a aflat că acolo este un lucru de care el are nevoie. Când o persoană vine la biserică sau citește Biblia sau stă de vorbă cu cineva cunoscător care îi explică, înțelege comoara, el nu mai are nevoie de ajutor. El singur se hotărăște să o obțină renunțând la absolut tot. Renunță la păcat, la mândrie, la orgoliu, la destrăbălare, la felul greșit în care a trăit înainte să descopere comoara. Nu poți să ai și mântuirea lui Dumnezeu și viața de păcat și de destrăbălare a acestei lumi. Felul în care noi am trăit în acest an, prioritățile noastre, valorile noastre, toate acestea vorbesc despre starea noastră, despre identitatea noastră spirituală. Un om mântuit trăiește în puritate, accentuează sfințenia, este interesat de lucrurile care dezvoltă caracterul. Au prioritate lucrurile spirituale în viața lui și el are nevoie de bani, are nevoie de vacanță, are nevoie de mașină, de casă, are nevoie de o grămadă de lucruri ca orice altă persoană, dar lucrurile acestea nu sunt pe primul plan. În viața noastră sunt lucruri importante și lucruri urgente. Mântuirea sufletului este cea mai mare nevoie a unui om. Vă amintesc încă o dată când cei patru și-au adus prietenul la Iisus să-l vindece. Și în loc să-l vindece, Iisus, ca și cum nu înțelegea nevoia, l-a mântuit. Oamenii se supără, dar de ce îl mântuiești? L-ai mântuit altă dată, acum vindecă-l. Însă Hristos a așezat prioritățile ca Dumnezeu. Noi le așezăm ca noi. Oameni dragi, a trecut un an. A fost vizibilă în viața noastră comoara sau lucrurile pe care trebuia să le vindem și încă le-am mai păstrat? Absența de la biserică, ce mesaj are? Neimplicarea în nicio activitate în biserică, ce mesaj are? O viață împărțită, ce mesaj are? Lipsa pasiunii, a seriozității, a responsabilității, ce mesaj are? Dacă nu vă supărați pe mine, când vom ajunge la intrarea în împărăția lui Dumnezeu, după lucrurile acestea se va spune intră sau rămâi afară. Noi ne îndulcim situația pentru ca să nu ne simțim vinovați, dar la sfârșit de an este necesară o autoevaluare și o lecție de viață care vine din această autoevaluare. Haideți să ne mutăm și să ne uităm la al doilea caracter. Se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina. Ce a făcut el aici? El a selectat ce avea înainte și țarina cu comoara și se gândește. Ce mi-ar place să am, că pe amândouă nu le pot avea. Rămân cu lucrurile care le-am avut înainte, munceam cu ziua pentru o bucată de pâine. Mâncam jumate din ea și jumătate o duceam soției. Sau vând totul, renunț la lucrurile astea și iau comoara. Numai un lucru pot lua dintre cele două. Omul le selectează. Iată dar caracterul selectiv. Fiecare om are un moment în viață când este pus în fața alegerii, iar selecția este manifestarea discernământului lui. Și el se gândește, se merită să mă pocăiesc? Ce se întâmplă dacă mă pocăiesc? Am viață veșnică. Nu merg în iad.
trăiesc veșnic cu Dumnezeu în împărăția Lui. Ce se întâmplă dacă nu mă pocăiesc? Vedeți, noi așa gândim în toate domeniile vieții. Orice cumpărăm, orice facem, ne folosim discernământul să vedem unde putem câștiga mai mult, mai ușor și mai bine. Nu există afacere mai mare decât să-ți mântuiești sufletul pe baza cheltuielii pe care a făcut-o altcineva. Iisus a plătit mântuirea pe care noi o putem primi astăzi. Anul acesta a fost încă un an în care am selectat. Fiecare lucru pe care ni l-am permis sau fiecare lucru pe care l-am respins, de fapt, a fost această selecție pe care noi o facem. De ce nu mai fumați fumătorii de dinaintea pocăinței? Pentru că selectați lucrurile pe care vi le permiteți și lucrurile pe care nu mai vi le permiteți. De ce nu vă mai uitați la lucruri murdare pe internet, cei care v-ați pocăit de lucrurile murdare pe internet? Pentru că acum selectați și spuneți, lucrul ăsta pe mine mă îndepărtează de Dumnezeu. Mă face murdar în fața cerului. Dacă eu mor în noaptea asta, pot să mă duc în iad. Și dintr-o dată îți dai seama că criteriile de selecție face ca lucrul ăsta să fie scos afară din viață. Sunt zeci de ani de când îl urmăm pe Dumnezeu și zeci de ani de când selectăm lucrurile ca fiind păcătoase și sfinte. Acest criteriu de selecție trebuie să funcționeze în viața noastră. În felul ăsta nu va trebui tata și mama să gestioneze pocăința mea, nici soțul sau soția, nici pastorul sau comitetul. Selecția asta este problema mea personală. Dacă cineva va fi pocăit de frica comitetului, a părinților, a soțului sau a soției, el nu va fi pocăit. Pentru că e o chestiune personală și numai când înțelegi că e problema ta, tu selectezi în funcție de interesul tău. Anul acesta este o dovadă la ceea ce cu adevărat iubim noi. Lucrurile vechi care trebuiau vândute ca să primim comoara sau comoara cea nouă pe care am cumpărat-o vândând lucrurile cele vechi. Cine nu renunță la absolut toate lucrurile din viața lui, nu poate primi comoara, pentru că aceste două lucruri sunt incompatibile. Vă mai aduceți aminte ce spune Pavel? Cine e condus de Duhul, trăiește împotriva firii pământești. Cine e condus de firea pământească, trăiește împotriva Duhului. Sunt lucruri potrivnice și nu le poți avea pe amândouă. Ele se auto-exclud. Ai comoara, s-a văzut în fiecare zi din anul ăsta. N-ai comoara, s-a văzut în fiecare zi din anul ăsta. Este o selecție personală în urma unei probleme personale. Nu are nicio importanță ce zic alții, este problema mea. Nu are nicio importanță în ce fel vor alții să mă influențeze, este problema mea. Îmi voi alege anturajul în funcție de lucrurile pe care le-am selectat. Îmi voi alege prietenii, îmi voi alege lucrurile din viață în așa fel încât să mă încurajeze pe drumul pe care am pornit. Nu voi merge pe drum cu o persoană care e împotriva stilului meu de viață, pentru că mă va ispiti, mă va atrage, mă va influența într-un mod greșit. De ce să-mi creez astfel de probleme pentru drumul pe care mi l-am ales? Haideți să ne uităm la cel de-al treilea lucru. Și cumpără țarina aceea. Caracter unitar. De ce? Pentru că agricultorul a cumpărat pământul, dar de fapt el avea de gând să ia comoara. Pentru el pământul nu avea aproape nicio valoare. Dar acesta era containerul. Întotdeauna când noi vrem să cumpărăm ceva, mai ales lichid, nu putem cumpăra lichidul fără să fie așezat într-un container. Și noi mergem și cumpărăm lichidul, dar de fapt luăm un container. Containerul se vede, lichidul nu se vede. E acolo, dar nu se vede. Omul a cumpărat țarina, țarina se vedea. Era o bucată de pământ, dar comoara ascunsă nu se vedea. A cumpărat una și a primit două. A cumpărat ceva vizibil și pe lângă lucruri vizibil a cumpărat și ceva care nu se vedea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Observați, nimeni nu-L poate primi pe Iisus separat de contextul în care El a venit. Care a fost contextul în care a venit Iisus?
Sfințenia. Sfințenia. Proclamată prin Scriptură. Scriptura proclamă sfințenia. De aceea e necesar să citim cartea aceasta. Cine vrea împărăția, dacă citește cartea aceasta, ea devine o hrană, un fel de mâncare pentru suflet. Aici nu-i vorba de faptul că îmi place sau nu-mi place. De ce acceptăm injecții și operații? Că-s dureroase. Le acceptăm nu pentru că ne produc plăcere, le acceptăm pentru că sperăm să ne vindece de problemele medicale pe care le avem. Această carte o citim nu pentru că în fiecare dimineață de-abia așteptăm să citim Biblia. Uneori s-ar putea să nu avem simțământul acesta, dar noi avem un scop, scopul personal. Am selectat înainte să primesc scopul ăsta, le-am cântărit bine, mi-am făcut bine socotelile, m-am gândit, vreau să mă duc în iad sau în rai? Nu, mă duc în rai. Ok, dacă merg în rai, ăsta e drumul care merge spre rai, mă duc în sud, să zicem. Și în acord cu alegerea mea, în fiecare zi din anul 2021, am încercat să fac decizii care sunt în acord cu decizia mea personală. Dacă merg spre rai, atunci toate lucrurile pe care le fac, pe care le aleg, pe care le rostesc cu gura, sunt în acord cu această decizie. Vedeți? De aceea spun, supărător de mult, felul în care am trăit anul ăsta, prioritățile noastre, valorile noastre, toate de fapt vorbesc dacă avem comoara sau avem lucrurile pe care ar trebui să le vindem ca să putem primi comoara. Mă apropii de încheiere spunând faptul că, privind la partidele religioase ale vremii Domnului Iisus Hristos, înțelegem că în vremea în care a trăit El, existau anumite mentalități care erau promovate de anumite partide religioase, așa cum este și astăzi. De pildă, era partidul fariseilor. Întotdeauna ei au făcut din împărăția lui Dumnezeu o împărăție a tradițiilor, o împărăție a meritelor personale. De aceea ei își afișau meritele personale, pentru că se bazau pe ele. De aceea ei doreau ca toți oamenii să vadă lucrurile astea, pentru ca să-i respecte în baza acestor lucruri. Ei nu le făceau ca o manifestare a credinței, ei le făceau ca un scop în sine. Ei au fost un partid religios al tradițiilor și al meritelor personale. Ei n-au înțeles că lucrurile astea trebuie să le vinzi pentru ca să primești comoara. Fiecare zi din acest an a fost plin, a fost un fel de scenă în care s-au derulat acest business între vinzi lucrurile din trecut păcătoase și primești mântuirea, comoara lui Dumnezeu. Sau păstrezi lucrurile păcătoase, indiferent că e public sau ascuns ca fariseii, dar oricum Dumnezeu îți cunoaște interiorul și El nu oferă comoara decât oamenilor care au vândut tot ce au avut înainte. Apoi, erau partida saducheilor. Ei promovau o evanghelie sau o împărăție a lui Dumnezeu seculară, liberală. Ei erau prieteni cu Cezarul, ei erau oameni bogați, ei nu credeau în înviere. Erau clasa superioară, dar nu religioasă, a societății. Ei erau secularizați, erau cu un picior cu fariseii și cu un alt picior erau cu romanii, aveau o viață dublă. Apoi, următorul partid erau zeloții, erau cei care foarte spartan, plini de râvnă, doreau să elimine Imperiul Roman care îi subjugau și tot timpul cultivau forța, adversitatea și conflictul. Dacă vă uitați astăzi pe scena creștinismului contemporan, veți vedea valențele acestea prezente în viețile anumitor, ca și tendință, în viețile anumitor biserici, în viețile anumitor familii, în viețile anumitor oameni. Pentru că așa cum a fost atunci, așa este și astăzi. Și samaritenii, dacă îi pot numi ultimul partid religios, ei au făcut din împărăția lui Dumnezeu, de fapt, o împărăție a mediocrității spirituale. Ei nu erau nici farisei, nu erau nici saduchei, nu erau nici zeloți, ei erau cu toată lumea și cu nimeni. În concluzie, dragi frați și surori, am muncit foarte mult anul acesta, cei mai mulți dintre noi, sau toți oamenii au muncit mult pentru familia lor, pentru interesele lor. Pe ce loc a fost comoara
în acest an în viața noastră. Dacă a fost pe locul 1, a fost asta vizibil sau e doar în mintea noastră acest adevăr? Poți să fii blond și oamenii să te vadă brunet? Poți să fii înalt și oamenii să te vadă mărunt? Fiecare dintre noi avem o reputație, avem o mărturie a vieții care înseamnă ce fac azi, ce fac mâine, ce fac poimine. Oamenii își dau seama că repet minciuna și atunci numesc mincinosul. De ce? Pentru că au văzut că se repetă minciuna în viața acestui om. Pe ce loc a fost comoara în viața noastră în anul 2022? Mai sunt prezente lucrurile vechi care trebuiau vândute, eliminate, scoase afară? Pentru că numai prin eliminarea lor ne calificăm să putem primi comoara. Comoara este incompatibilă cu lucrurile vechi. Vă dați seama cât de rău se păcălește un om care vine la biserică, dar în mod ascuns el trăiește în păcat. El nu se bucură nici de lucrurile vechi din lume, nici de comoara din biserică. La sfârșit va rămâne fără nimic. Amintirile sunt cu biserica, dar în veșnicie nu va fi cu biserica. Anul 2022 este încă un an care confirmă printr-o altă predică, printr-un alt text și printr-un alt subiect de predică același lucru. Autenticitatea pocăinței nu o vede doar Dumnezeu, o văd și oamenii. Ea trebuie accentuată, pentru că de fapt ea se transformă într-o celebrare. Se transformă într-o celebrare, iar celebrarea va fi veșnică. Vedeți, îmbătrânim. Toate resursele pe care le avem, oricât de mari ar fi, se împuținează. Se împuținează zilele, se împuținează sănătatea, toate se împuținează. Cu ce rămânem? Cu nimic. Pe un lemn sau pe o piatră scrie, Luigi Mițoi, octombrie 62, nu știu cât, nu știu cât. Dar dincolo de ce scrie pe crucea aceea sau pe lemnul acela, există o identitate spirituală care transcende moartea. Trupul rămâne aici, pentru că e dator, dar sufletul se duce dincolo. A mai trecut un an. Am pierdut din ce am avut în decembrie 21 sau am câștigat? Am pierdut și ce aveam sau am mai pus peste ce aveam? Oameni dragi, acceptați vă rog frumos că pocăința este o chestiune foarte serioasă. Pocăința trebuie să ne mobilizeze din cap până în picioare. Autenticitatea pocăinței noastre atrage darul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și resursele Duhului care, venind peste inima noastră, ne face în stare să trăim în neprihănire. Și toată această stare, muncă, viață de abstinență, de puritate, se va încheia într-o veșnică celebrare. Așa cum se sfârșește astăzi un an, într-o zi se va sfârși o viață. Și așa cum un an se sfârșește în bucurie și în succes spiritual, așa o viață se va sfârși în gloria lui Dumnezeu. Ce poți să câștigi dacă îți pierzi sufletul? Hristos a spus asta altfel. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă el își pierde sufletul? Adică se pierde pe sine. Vă chem în această seară să avem un moment de rugăciune, rugăciune de încheiere, în care să stăm în fața lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru că ne-a păstrat credincioși. Să știți că nu este inteligența noastră, nu sunt capacitățile noastre, ci e doar harul lui Dumnezeu. Așa cum alții au căzut și s-au făcut praf, noi puteam să fim pe drumul ăla și tâlharii ăia între Ierusalim și Ierihon să ne fi jefuit pe noi. Dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a purtat de grijă nu numai nouă, a purtat de grijă membrilor familiilor noastre. Anul ăsta ne-au fost ascultate rugăciuni. Anul ăsta s-a mărit numărul celor care slujesc. Anul ăsta s-au creat oportunități noi, proiecte noi, slujiri noi, care ajută părinții, care îngrijesc copiii, care alină răni, care vizitează, care încurajează. Toate lucrurile astea trebuie apreciate, pentru că, de fapt, ele creează un cadru unde eu, unul dintre oamenii din biserica aceasta, trăiește împreună cu familia lui. Dragii mei, în rugăciunea aceasta fiți mulțumitori lui Dumnezeu,
pentru că ne-a ajutat să păstrăm comoara asta în niște vase de lut. Într-un loc slab, imperfect, și totuși Dumnezeu să primească lucrul acesta de la noi. Folosiți-vă toate resursele pentru ca să păstrați comoara. Potriviți-vă prioritățile și valorile ca să corespundă intenției de a păstra comoara până la sfârșit, pentru că Domnul stă să vină. Lumea asta devine un loc din ce în ce mai insuportabil. Libertățile pentru care au murit părinții acestei națiuni astăzi sunt pe cale să dispară, devenind istorie. Nu mai rămânem cu nimic decât cu un control fără limită pus la cale de oamenii care aleargă după putere. Locul nostru nu este aici, nu trebuie să ne temem. Noi mergem într-un loc unde Dumnezeu nu ne manipulează. De aceea, frați și surori, bucurați-vă de comoara pentru care ați făcut efort anul ăsta. Efortul de a veni la biserică, de a vă ruga, de a citi Biblia, de a vă abține de la păcat, de a face bine, de a dărui și de a face oricare alt lucru care până la urmă se transformă în capacitatea de a păstra această comoară într-un vas de lut. Vă chem să ne rugăm oamenii lui Dumnezeu.